Evident că foarte mulți dintre dumneavoastră l-ați cunoscut pe Virgil Mazilescu și știați obiceiul lui de a ne recita la nesfârșit poemele sale din Ghion, poetul și administrator. De atâtea ori am auzit încât pur și simplu poemele lui mi s-au și mi s-au, cei care stăteam la masa lui, mi s-au implementat, cum se spune astăzi, în cap. Așa că eu la orice oră din zi și nu, dacă sunt scoat, pot să recit vreo trei poeme de rost din Mazilescu. N-am să recit pe de rost pentru că mă gândesc că poate acum, dacă mă prinde că fac o minimă greșeală, cine știe ce trăs de primite, pentru că era foarte riguros din a-și construi poemele și inclusiv felul cum punea pauzele între cuvinte. Și am să citesc un poem care, în momentul când i-am spus că e un poem cu care se poate cuceri genul feminin, a rămas străzit, pentru că el nu era un Don Juan, nu era un Casanova. El a avut mare lui iubire pe Rodica și numai acolo se tăia capul, dar nu își dădea seama că prin forța poemului acesta se potrivea aproape la orice prezență feminină. Cu o mică modificare în final, pe care o să o deconspir și sper ca el de acolo sus să mă ierte. Poemul se numește Administratorul explică în ce constă, de fapt, viața lui. Relatare absolut onestă. Transportul, o să observați că nu e nicio metadă. Transportul unui dublar vechi din sufragerie pe terasă. De ce mă frământă în ultima vreme atât de mult? Doar prevăzusem totul, până în cele mai mici amunte, până la limita peste care nu se mai poate trece. Creierul și tufa de mărăcini din fundul grădinii, mătasa verde și lovește porcul drept în scăpârlie, lacul și cohorta de închipuiri sumbre, dragostea mea, pentru că de frig, de foame și chiar de glonț nu se mai poate muri. Totuși, transportul unui dulap din sufragerie pe terasă și pragul tocit, zâmbetul pe care le sărtea se coagula și piciorul, retrageți piciorul și întâmpină zeii. Am prevăzut totul, până în cele mai mici amănunte. Transportul unui dulap vechi prin sufragerie pe terasă, viața mea. O să mă ard hainele din nou, o să-mi schimb identitatea, câtă cinste, câtă glorie. Odihnească-se în pace, Dumnezeu să-L odihnească în pace. Poate vom avea și noi, de pe urma lui, ceva de câștigat. Acesta e poemul și atunci eu făceam două mici modificări, pentru că mă adresam unei persoane feminine, sper să fie. O să mă ard haine din nou, o să-mi schimb identitatea. Câtă cinste și câtă glorie. Am prevăzut totul. Odihnească-se în pace, Dumnezeu s-o odihnească în pace. Poate vom avea și noi, de pe urma ei, ceva de câștigat.